venit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Sunt Aura Stoienescu și vă invit la Godinești să vedem ce s-a mai întâmplat de un an încoace de când noi n-am mai fost. Am fost la târgul, marele târg de la Godinești, care se întâmplă pe 1 și 2 august. Astăzi este 1 august, emisiunea va fi difuzată peste câteva săptămâni, dar n-am putut să trecem pe aici, să nu-l răpim puțin pe domnul primar, chiar dacă a trebuit să facem asta să tot în târg, adică nu l-am dus la primărie pentru că e foarte ocupat. Ne aflăm pe scena festivalului care va avea loc mâine și vom vorbi despre administrație, pentru că nu e la Godinești doar târgul o dată pe an, ci tot anul este treabă de făcut. Bună ziua, domnule primar Gheorghe Corbeanu, bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, și bine ați venit la Godinești! Bine v-am găsit, iată, am amenajat așa împreună un studio ad hoc. Cred că sunt cele mai frumoase. Cele mai frumoase, garantat. Iar oamenii sunt interesați în primul rând de ce se întâmplă, ce se face cu banii publici, ce puteți face dumneavoastră cu un buget destul de mic, cum reușiți să-l gestionați, pentru că atunci când ai bani mulți e ușor să faci. Greu e atunci când sunt puțini, iar cheltuielile de funcționare trebuie obligatoriu asigurate, pentru că oamenii au nevoie și de partea de hârtii, de autorizații, personal trebuie să existe, iluminat public și multe altele, după care, bineînțeles, și investițiile. Într-adevăr, bugetul la nivelul comunei Godinești de câțiva ani, spre surprinderea nu numai a mea și a altor colegi, a fost tot micșorat. Micșorat încât ajunsesem să avem cu vreo 7 miliarde bugetul mai mic decât prin 2008. Vorbim de cotele de parcate care vin de la nivel... Total buget, ne-am trezit că ni se retrage la început 5 miliarde din buget, după aceea în anul următor ni s-a dat din stat mai puțin cu 5 miliarde, și uite așa, au văzut că ni s-au ajuns și, într-adevăr, anul acesta bugetul alocat comunei Godinești este undeva la nivelul sfârșitului anului 2014. Un buget care pe noi, dacă am terminat 2014 cu bine, fără să avem datorii, și acest an îl traversăm. Și sper, și după toate calculele pe care noi le-am făcut, încât să tragem linie și să nu avem datorii la furnizorii noștri, la cei care avem contracte, servicii și așa mai departe. Vreau să vă întreb, după ce dați la o parte toate cheltuielile astea obligatorii de funcționare, ce reușiți să faceți anul ăsta la partea de investiții? La partea de investiții, chiar dacă am prevăzut puține investiții, și comuna fiind, aș vrea să spun, mică, și aș vrea să, cu părere de rău, cu regret, eu sunt din 2000 la comuna Godinești, populația de la 2743 de locuitori, am ajuns în momentul de față să... aproape să fim sub 2000. Deci e destul de dureros. Avem 50, 60, 70 de decese pe an, dacă luăm și verificăm. Deci populația este îmbătrânită. Satele, avem 7 sate în componență, satul Godinești, care este cel mai mare sat, unde de altfel este și reședința și sediul primăriei Godinești. Satul Arjoci, satul Câlcești, Părău Pripor, Părău Vale, Rătes și Chiliu. Sate care sunt împrăștiate, da. Dalul pe văi, cu probleme, cu așa, dar greu de asigurat. Da, foarte, foarte greu. Și cred că cea mai importantă problemă este faptul că sunteți destul de departe de locurile de muncă și atunci puțin tineri fac naveta la Godinești, de la Godinești la locul de muncă, sau am ajuns în situația încât și cu locurile de muncă, prin restructurările care s-au făcut la nivel de județ, și tot cu părere de rău, unde în Godinești sau prin Godinești treceau zilnic autobuze și dube care veneau din minerit, din energie, din Rovinar, Mătăsari, Turceni, chiar Motru. În prezent mai sunt niște microbuze care transportă puțini oameni care mai lucrează. E o situație generală și... Și unde au plecat tinerii? S-au retras la țară, pentru că asta este situația. Puțini dintre ei, puțini avem plecat și în afară, în străinătate.
Însă tot puțin care sunt plecați sunt și și-au găsit niște activități care să fie, să-i localizeze, să fie, să dea dovadă de normal fiecare după pregătire, seriozitate, să aibă stabilitate acolo. Și s-au mutat mulți, cu totul, deci s-au mutat, aici. Nu mai locuiesc, aveți sunt unii chiar părăsite? Cu părăsite, da, avem foarte multe case. Chiar am ajuns ca la 10 case poate să nu mai fie active decât 4-5. Cât costă densitatea, o casă în Bodinești? Că bănuiesc că au scăzut și prețurile. Densitatea cea mai mare a reușit și reușim în continuare să mențină în porțiunea Godineștiului de la Monument spre intrare, spre Tismana. A fost și zona unde oamenii au lucrat chiar în Tismana, la hidroelectrica, la hidroconstrucția, la UFET, cum era înainte. Deci oamenii erau localizați, veneau acasă, făceau naveta, veneau acasă și nu au fost plecați. În zonele celelalte, oamenii și casele deja sunt mult mai puțin locuite. Puțin locuite, da. Sunt și care au fost băgați în șomaș, care au lucrat în alte unități din județ și au avut posibilitatea să rămână în oraș, au rămas în oraș. Cu toate că eu nu înțeleg, pentru că având o casă cât de mică la țară și o bucată de teren, nu se mai întorc la glie, cum se spunea. Câți kilometri sunt până la Târgu Jiu? Sunt 35, 30, 35, depinde de zona de unde se pleacă. Străinii fac naveta asta fără probleme. În străinătate, este o obișnuință, dar este în afara orașului. Noi însă, ne înghesuim toți în centru. La noi mai deja prin închiderea unităților economice, prin restructurările care au avut loc, deja inclusiv transportul nu se mai poate asigura acel transport cu care eram obișnuiți, Forța ITA sau unități specializate. Vine un microbus de la Târgu Jiu care merge la Baia de Aram, în condițiile în care înainte erau autobuze care circulau și circulau pline. Acum este mai o problemă care am observat că este, este cam generală. Da. Și să revenim la investiții. Am discutat și de situația generală a comunei, totuși dumneavoastră trebuie să continuați. Da, așa este. Deci din puținii bani pe care ni s-au repartizat, am reușit, după ce am făcut bugetul, să ne asigurăm în primul rând așa cum funcționarea, salariile, să executăm și puține într-adevăr, dar să realizăm niște investiții. Am prevăzut pentru acest an să realizăm, să modernizăm drumul comunal care face legătura între satul Câlcești și satul Racoț, care ține de orașul Tismana, vorba de 1 km și 100 de metri. Bani pe care încercăm, deci investiția, să o contractăm, să o lungim cu un contract multianual, încât să putem să facem o lucrare bună. De ce zic aceasta? Pentru că acest drum fusese cândva asfaltat, dar neavând rigole, neavând tot ceea ce înseamnă un drum modernizat, apele care au venit, bineînțeles și din vina probabil a unor oameni care nu și-au menținut rigolele desfundate, desfăcute, această apă a traversat drumul și s-au făcut cratere, s-au făcut gropi care deranjează oamenii. Noi am început ca să le peticim, dar mai puțin și groapa e groapă. Când dai cu mașina în ea, lânjuri pe primar. Lânjuri pe primar. Și asta a fost dorința noastră, să facem acest drum care face legătura între cele două localități, orașul Tismana și localitatea noastră. Iar cred că la Tismana există și un centru de sănătate. Da, la Tismana deci există, există centru de sănătate, da. Cele două localități. Am prevăzut să executăm, există o școală în satul Părău de Vale, chiar dacă este dezafectată, se ajunsese, o școală care este de peste 100 de ani, se ajunsese să plouă nea. Este un sat unde mai cam la 10 km departare de centrul comunei și în momentul în care vrei să ai o activitate, nu ai unde să o, chiar dacă unele voci au
comentat și într-adevăr s-a comentat că se investesc bani într-o lucrare care, sau într-o construcție care n-ar fi trebuit. Din punctul nostru de vedere, în acea școală, oricând se poate redeschide, după aceea se pot desfășura alte activități, culturale, era renumită sala respectivă din, din școala de la Părău, se făceau baluri, se făceau sărbători. Și nu se pot face acum așa. Încă acum suntem, trebuie să mai investim, pentru că ea fiind dezafectată, deja început să se degradeze. Și asta am ținut ca să o facem. De ce nu în acea școală se țin votările? Odată la 4 ani nu ai unde să... Era obligatoriu să menții cât de cât funcțională. Și printr-o hotărâre de Consiliul Local pe care am dat-o, dacă cineva are nevoie să închirieze pentru așa, o așa, deci există posibilitatea, nu nuntă, pentru că nu sunt săli mari care să fie pretabile pentru așa ceva, dar de ce nu pentru o pomană, pentru că am avut situații când ploua, când s-a făcut înmormântarea și nu avea omul efectiv unde să-și desfășoare activitățile așa cum este tradiția la noi. Da, aveți și săli, adică aveți săli suficient de mari să se poată ține și un bal, de exemplu, sau balul afară, sălile da, pentru a se adăposti. Aș vrea să cu regret vă spun, pentru că asta este situația și este un adevăr. Populația la nivelul comunei, dacă a fost în descreștere în continuu, și tineretul deja nu mai este acel tineret care era odată la sate, să ai și să poți să desfășoare cu cine să organizezi niște activități concrete. Avem în satul Găbinești, de exemplu, casa de vacanță. În momentul de față am închiriat-o unei firme care execută lucrări pe raza comunei noastre și am încercat să organizăm, nu noi, dar cetățenii care vroiau să o nuntă, o masă pentru așa, să o facem în incinta casei respective. În ideea că nu mai pleacă omul să facă la, în alt, la local, la așa. Și sigur, va costa mai puțin, dar oamenii, ca să așa este. Însă s-a dovedit că nici pentru această activitate n-am reușit în câțiva ani să facem, să se desfășoare doar câteva nunți în deci mese, mese, da, așa este. Alea care deci, sunt și până la urmă nu s-au obișnuit ideea. Și să vă mai dau un exemplu, domnul primar, am întâlnit la Vladimir, da, nu greșesc, la Vladimir, tot așa, o clădire nefolosită, fusese la un moment dat, nu știu, stăteau învățătorii ca să nu mai facă naveta, după aceea părăsită, au reabilitat-o și au făcut un centru informatică cu internet. Și vin copiii acolo, nu au acasă internet. Da. Permanent și bibliotecă. Da. Bibliotecă și într-adevăr. Și a făcut biblionet. Biblionet, da. Da. Și noi am reușit să avem așa ceva. Nu am putut să-l organizăm decât în școala de la Câlcești, o școală tot la fel care s-a comasat cu școala de la Godinești, în condițiile în care asigurasem toate condițiile acolo, încălzire centrală cu gaze, termopane și așa mai departe, trebuie să o închidem, dar am organizat nea biblionetul în ideea că totuși copiii care mai sunt să poată să meargă și să-și desfășoare o activitate educativă acolo. Deci sunt activități pe care noi le susținem, da. Trebuie să le asigurați un spațiu pentru desfășurarea. Aș vrea să vă întreb, fonduri ați reușit să atrageți din alte bugete în afară de ce primiți dumneavoastră pe rectificări? Am avut și am desfășurat activități cu fonduri externe. De exemplu, ultimul este serviciul de salubrizare pe care l-am organizat și a fost cu fonduri externe, prin care am reușit să achiziționăm o mașină pentru colectat gunoi, cubele, tot ceea ce înseamnă acel serviciu, că așa îi spune serviciu, chiar dacă nu am reușit să facem angajări așa cum proiectul a fost, din
pentru că aș vrea să spun și nu este numai la Godinești, un serviciu care nu prea este rentabil. Dar am reușit și este vizibil, pentru că de la intrare din sat și până la ieșire, puțin mai găsești gunoaie aruncate intenționat pe marginea drumului sau pe la capetele de poduri. Este o plăcere, aș vrea să vă spun. Protecția mediului nu trebuie să fie neapărat rentabilă. Și de fiecare dată, cei care au venit de la Garda de Mediu, la Godinești, de câțiva ani de zile, au sesizat această schimbare. Aveam probleme cu capetele de poduri care traversează râul Tismana. Toți acolo se... În momentul de față este totuși o plăcere să vezi că lunea în satul Godinești își scot oamenii tomberoanele în fața casei, trece mașina, îi le ridică. Iată că putem și marța alte sate, miercurea la fel. Aș vrea să vă spun că și aceea, de exemplu, am avut situații și regretabile și n-aș vrea să dau exemple așa supărătoare, dar oamenii când am adus tomberonul la poartă, crezând că dacă nu primește tomberonul, nu va plăti salubrizarea. Salubrizarea este o taxă specială, care este ca și impozitul și se plătește și cu majorări. Și cu majorări. Cât dacă costă salubrizarea pe lună? Sau pe an? Este calculată și nu am modificat-o, calculată la 2 lei și 50 de persoană pe lună. Este undeva din cunoștințele mele, este una dintre cele mai mici taxe de la nivel de județ. Pentru că, de ce nu, la alte localități sunt 5 lei, 6 lei pe lună. Nu puteam să mergem pe ideea să fie o taxă pe gospodărie, pentru că unul care este singur îi convine, dar cu cât numărul de membri este așa și proiectul, deci în momentul în care s-a aprobat acest proiect, așa s-a și gândit, ăla care are să, și mi se pare corect să fie așa. Vă spun să, chiar dacă avem probleme, dar este vizibil acest serviciu, această schimbare, da. Am reușit să mai facem și alte activități cu fonduri din afară. S-au băgat, chiar dacă eram eu și nu eram primar atunci, s-a băgat și apă pe fonduri externe. De ce nu? Gazele au fost introduse cu fonduri externe. Acum se lucră. Acum, deci recepția finală a fost în 2005, deci eram eu aceea, recepția s-a făcut pe timpul meu. Și este o investiție binevenită, dar pentru mulți oameni costisitoare. Dacă la început am crezut și oamenii au solicitat că se vor branșa, iată că au trecut atâția ani și nu avem, cu instituții cu tot, nu avem 100 de abonați pe toată comuna. Pentru că sunt costurile mari, undeva la 15 de branșare, 15 milioane, 17 milioane, numai până la contor. Deci branșarea 3 metri, 5 metri, cât are fiecare, cam aici bate, cu proiectul tot, că e lucrare separată, și un alt proiect pentru de la contor până la branșament, până la centrală sau aragaz, fiecare cum solicită, unde mai ridică și acolo un 30-40 de milioane. Destul de scump pentru oamenii noștri de la țară, care sunt și bătrâni și nu au venituri, așa sunt. Deci e o investiție care este bună, este binevenită, dar per total... Până la urmă, important e ca oamenii să aibă posibilitatea să se branșeze, în sensul că așa se există rețea. Până la urmă, rețeaua asta a fost făcută și pentru motul. Este, da, într-adevăr, că pentru că noi suntem branșați, da, n-a fost făcută numai pentru cei 100 de oameni. Din magistrala care merge la motru, însă, din punctul nostru de vedere, nu știu, din ce trec anii, în loc să se înlesnească ca omul să aibă acces la diferite, așa, de exemplu, la gaze, durează până îi se aprobă dosarul câteva luni și îl plimbă pe om că se duce la București, vine înapoi, așa, deci este o birocrație foarte mare, da. Și oamenii sunt deranjați. Sunt deranjați și bani mulți și
unii mai și comentează, zice, doamne, mă lipsesc decât să... Mai ales că da, au pădure. Așa este, și da, din pădure, da, așa au și zis oamenii, zice, pică gata, pădurea pe mine și... Și o să puteți așa, gaze, de ce să, să-mi bag gaze. Da, iar bine, la o să lemn, vină. După câte știu, plătesc doar faptul că le... Da, marca, și... marca se plătește, bine, funcție de fiecare... Prestația, da, fiecare ocol, cum și-a stabilit în Consiliul de Conducere propriu, cât este taxa de marcare, deplasare, brigadier, oricum la metru cub. Oricum mai puțin decât lemnul, normal, mai ales normal, că așa lumea este, e să încălzești un apartament la bloc unde streții sunt încălziți de la vecini, așa, și asta este, să încălzești o casă unde, unde vine de afară frigul. Zreci și... E destul de greu. Da. Și costă mult, probabil, față de un apartament. Taxa la gaze, da, adică consumul de gaze este, e mai este, mare. Este mare. Ca și să ajungi la o temperatură optimă în casă. Oamenii sunt destul de sărași, v-am spus, și nu, nu își permit să așa cam ceva. Cam multe costuri și cam mare deranjul. E, important e că s-a adus gazele în comun, acum da, fiecare este, cum se descurcă. Dacă au lemn, eu le-am spus mai bine așa? Și sunt mulți impresionați că la Godinești aveți gaze. Avem, într-adevăr, și aș vrea să, fără nicio rezervă. Așa este meritul domnului Mischie, care așa, e de aici din este... Godinești. Suntem la finalul emisiunii, domnule primar. Ce credeți că mai trebuie? Da, e mai, foarte important. Deci noi mai spus, avem, da, noi mai avem o investiție, de exemplu, în satul Bărău de Vale, unde avem o alunecare de drum, care de altfel și dumneavoastră ați făcut filmări la fa, așa. Și... cu Vaia am reușit să semnăm anul trecut contract cu Ministerul Dezvoltării, dar fiind o lucrare mai specială și eu de la momentul în care am mers la, la comisie, la minister, pentru verificarea tehnico-economică a, a investițiilor, am spus, nu este o lucrare de lux, o lucrare cu că de vrea plăcere, primarul de plăcere, este o necesitate, pentru că dacă, că dacă, dacă fuge în de continuare, satul, deja se duce conducta de apă, conducta de, de gaz, drumul, drumul și deja de satul respectiv izolat, este izolat, pentru că nu e are singurul altă, acces, singurul acces în sat și în final mi s-a aprobat acest, această investiție, dar care n-am putut să o să o achităm la sfârșitul anului 2014, o parte din, din contract, pentru că, de ce nu, constructorul a lucrat, au venit apele, că de asta le-am și spus, nu este ceva că vrea primarul, că primarul i s-a dus voturi cu lucrarea respectivă. Este o necesitate. Au venit apele, au spălat lucrarea și la sfârșitul anului, când să facă și ei recepție și situație de lucrări, nu prea aveau pe ce face. Da. Și acum au lucrat, au lucrat, e, 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 nu s-a, e o calamitate, nu s-a prins pe calamități și s-a prins pe ordonanța 28. În momentul de față suntem prinși din nou la minister să fim finanțați pe lucrarea respectivă, e făcută la circa 50% și așteptăm și sperăm că ni se va aproba acești bani, lucrarea e undeva la 3 miliarde și jumătate. Să sperăm că veți primi acești bani și că se va înțelege faptul că e o calamitate, totuși nu este o greșeală de execuție. Vă mulțumim, domnule primar, vă urăm succes și la anul sigur revenim să facem un interviu la Godinești, dacă până atunci nu mai ajungem. Ați spus bine, ați spus bine și eu vă mulțumesc și vă așteptăm cu drag la Godinești. Vă mulțumim, dragi telespectatori, pentru atenție, la revedere!